Un accident rutier a avut loc la Timișoara. Două mașini s-au izbit în intersecția de la biserica din Mehala. O femeie a fost rănită. Un bărbat în vârstă de 33 de ani a condus un autoturism pe strada Cloșca, iar la un moment dat, în urma efectuării virajului la stânga înspre strada Munteniei, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de către o femeie în vârstă de 37 de ani care circula pe sensul opus de mers. În urma impactului a rezultat rănirea unei femei în vârstă de 40 de ani. Pas în autoturismul condus de către șoferiță. Femeia a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.